Seria tragediilor de pe litoral din acest început de săptămână a continuat astăzi încă de la primele ore. Trupul neînsuflețit al bărbatului dat dispărut seara trecută la Costinești a fost adus de valuri la mal în această dimineață. Alarma s-a dat la puțin timp după lăsarea întunericului, când deja programul salvamarilor de pe plajă se terminase. 4 scafandri au intervenit pentru a-l căuta pe bărbat, însă au fost nevoiți să se retragă după scurt timp. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a transmis marți dimineață în jurul orei 8:15 că 14 scafandri au reluat căutările. La scurt timp și aceștia au revenit la țărm după ce trupul neînsuflețit al tânărului a fost adus de valuri la mal. Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul, iar veștile proaste au continuat după amiază. Bărbatul scos luni din mare în dreptul hotelului Riviera din stațiunea Mamaia și resuscitat de medici a decedat marți la Spitalul de Urgență Constanța.